A fost nevoie de 3 ședințe în 3 zile consecutive pentru ca membrii Consiliului să fie convinși să voteze rectificarea bugetului Spitalului Județean în vederea achitării corecțiilor aplicate de Autoritatea de Management a proiectului de informatizare. De data aceasta au fost aduse lămuriri în legătură cu respectivele corecții. Am avut o întâlnire cu domnul vicepreședinte Marciu și împreună am stabilit ca doamna Dinu Elena, managerul Spitalului Județean Giurgiu, să convoace în regim de urgență Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Giurgiu. S-a convocat, după care am discutat cu doamna director Pătrum, care de data aceasta a avizat proiectul de hotărâre, totul este conform legii, și am primit 8 puncte foarte importante pe care am să vi le dau citire, pentru că dumneavoastră, cei care votați astăzi, să votați în cunoștință de cauză. Consilierilor le-au fost prezentate mai multe date despre corecțiile aplicate spitalului și despre implementarea proiectului. Au rămas însă mai multe semne de întrebare, astfel încât consilierul Aurelia Dobrea a propus formarea unei comisii care să cerceteze acest caz. În condițiile în care noi nu am avut aceste materiale la dosar, la proiectul de hotărâre, rog frumos să se formeze o echipă din partea executivului Consiliului Județean de control și verificare, să se formeze de urgență o echipă de verificare comisie. Și control, o comisie de verificare și control a derulării acestui program, din care să reiasă clar cheltuielile neeligibile și dacă au existat persoane în care au blocat acest proiect. Este foarte important să fim și noi informați. Proiectul de hotărâre a fost votat, dar nu fără să apară din nou discuții în contradictoriu. S-a precizat însă că respectivele corecții, în valoare de 25% din valoarea totală, au fost aplicate spitalului pentru că au fost achiziționate echipamente în plus față de ceea ce era aprobat prin proiect și pentru că a fost folosit un alt model de contract de achiziție față de cel care a fost publicat pe SEAP. Însă cine și de ce a făcut aceste lucruri încă nu s-a spus.